găsiți că sunt și eu implicat, legat de acest album, dincolo de prietenia dintre mine și Cornel, chiar mi-a făcut onoarea. Pentru prima dată în viața mea am fost solicitat să scriu o prefață la un album legat de muzică, așa că dacă aveți albumul, puteți citi câteva gânduri de ale mele legate de nașterea acestor imagini. Eu cred că pentru a obține permisiunea unui artist de a fi fotografiat înainte de concert, trebuie să stabilești acea conexiune umană. Dacă pur și simplu năvălești acolo în viața lui, în intimitatea lui, cel mai probabil răspunsul va fi nu. Dar eu cred că Cornel a avut acest timp, acest răgaz de a se conecta cu artiștii pe care i-a fotografiat și eu cred că asta este un pas esențial atunci când vrei să redai, să surprinzi acea viață. Și veți vedea, chiar mi s-a părut foarte semnificativ toată această paletă atât de diversă de expresii, de trăiri ale artiștilor înainte de concert. Mi s-a părut că unii dintre ei se simte acea tensiune, se simte acel surge, acea creștere uriașă de adrenalină dinainte de concert, alții par înfricoșați, alții parcă vor să se ascundă. Există într-adevăr o mulțime de lucruri surprinzătoare, o fațetă pe care puțin o pot intui sau o pot întrezări atunci când participă la un concert și cred că tocmai un astfel de album vine să umanizeze, să umanizeze artistul care este acolo pe scenă. Eu cred că e un demers cât se poate de estetic, în primul rând, de necesar și chiar vă spun, este o surpriză atât de plăcută să redescoper toate aceste lucrări pe care mi erau cunoscute din album, dar să le redescoper, evident, acum la dimensiunile de expoziție și plus fiind fiecare dintre ele pusă în valoare, dacă ați remarcat, fiecare are un anumit tip de ramă. Sunt rame moderne, sunt rame clasice, sunt rame din astea baroce. Evident, deci fiecare poză, fotografie își trăiește semnificațiile ei. Da. Dacă vine de la tine, nu mai ziceam și un bun fotograf, e extraordinar.